Încă puțin și super burgerul meu va fi gata! Deja salivez! Wow! Paige, ce cauți aici? Gătești? Îți propun să faci burgerul mult mai sănătos și să adaugi niște broccoli! Mai bine îl vei face mai dulce! Adăugăm diferite ciocolățele și jeleuri! Asta e cu adevărat gustos! Este mai bine să adaugi ceva rafinat, de exemplu creveți! Apropo, ca în cele mai bune restaurante! Dacă vreți să gătiți atât de mult, atunci bine ați venit la provocare! Oh, unde suntem? Se pare că va trebui să gătim! Ei bine, veți începe cu ceva simplu! Gătiți în paste delicioase! Floare la ureche! Pentru a face acest lucru, avem nevoie de cele mai obișnuite spaghete! Nu am mai gătit așa ceva până acum! Dar cred că o pot face! Dar cum pot pune toate spaghetele în oala asta micuță? Da, este greu! Privește și învață! Trebuie doar să rup spaghetele, apoi se vor potrivi cu siguranță în orice oală! Acum trebuie să le fierbem și să le amestecăm în mod regulat! Oh, e mai ușor decât credeam! Firar, spaghetele mi s-au înnegrit! Ce dezgustător! Ups! A aruncat oala? Da, cred că știu deja cine va pierde! Și știu cine va câștiga! În loc de oala asta mică, folosesc o tigaie mare în care pot să prăjesc mai întâi roșii proaspete! Și acum putem adăuga spaghetele! Așa se fac pastele adevărate! Prostii! Ai uitat să scurgi apa! Iată cum se face! Oh, nu! Nu pot vedea nimic! Am nevoie de ceva să-mi șterg ochelarii! Betty, sper că nu te superi! Ținuta mea de bucătar nu e pentru asta! În ea gătesc cele mai delicioase preparate! Nu am nevoie de un costum pentru asta! Îmi voi bucura nepoata cu paste delicioase! Dar ce ar trebui să fac? Exact! De ce să nu folosesc vechea rețetă de spaghete? Trebuie doar să iau două pachete de tăieței instant și să-i fierb într-un ibric! Este rapid, simplu și foarte gustos! Original! Și pe spaghete voi adăuga niște cașcaval ras! Așa felul meu de mâncare va fi și mai gustos! Cât de neîngrijit! Toate acestea făcute fără simțul frumosului! Și nici puțin salam nu ar strica! Toată lumea îl iubește! Doar simțiți acest miros! Mi-ar plăcea să mănânc aceste paste! Se pare că pastele mele sunt gata! E timpul să adaug niște ketchup! Paige, e timpul să guști! În sfârșit! Totul aici arată apetisant! Numai că tăieții ăștia într-un ceainic mă încurcă puțin! Poate voi începe degustarea cu ei! E dezgustător! Acum voi încerca pastele cu salamul meu preferat! Asta e cu totul altceva! Delicios! A mai rămas un singur concurent! Spaghete cu cașcaval! Nu există nimic mai gustos! Bunicu, ai câștigat! Știam eu! Învățați de la mine! Sunt cu adevărat delicioase! În a doua rundă vreau să-mi gătiți fursecuri! Ca în Shrek! Oh, și cum se face? Foarte ușor! Mă poți deja declara câștigătoare! Ca să vezi, bunica intră și ea în joc! Au, nu ar fi trebuit să-mi întind așa gâtul bătrân! Mai întâi trebuie să cernem făina! Și bineînțeles adăugăm condimentele necesare! Fără
scorțișoară nu se poate. Dar ce zici de zahăr? Ce fursecuri se fac fără zahăr? Perfect! Yeah! Cred că pot face față făinii! Sau nu? Ei bine, acum am toată fața plină de ea! Ce oribil! Într-adevăr, oribil! Și nu am uitat de zahăr! Trebuie doar să-l adaug în untul topit! Și bineînțeles să-l amestec bine! Amestecul rezultat trebuie adăugat în făină! După care frământăm bine cu un mixer! Vă voi arăta numai decât! Îmi amintesc și de unt! Dar voi frământa cu mâinile, pentru că prăjiturile trebuie gătite cu dragoste! Desigur, nu trebuie să uităm de sirop! Cum se folosește untul? E atât de lipicios! Și alunecos! Vai! Despre asta vorbeam, dar nu-i nimic! O mână e suficientă pentru a amesteca chestia asta! Aluatul meu e aproape gata! Rămâne doar să-l transform într-o clătită plată! Și este de asemenea foarte important să măsor clătita rezultată! Atunci voi ști exact câte fursecuri voi face! Eu folosesc forme pentru asta! Deci fursecurile vor fi mult mai egale! Și acum le punem în tavă! Perfect! Wow! Aproape ați terminat! Cum să le ajung din urmă? Bănuiesc că e timpul să sculptez un fursec din aluat! Mă descurc cu asta cu siguranță! Perfect! Mă descurc de minune! Vai, se pare că făina nu are niciun gust! Omulețul meu e gata! Și asta e casa lui! E timpul să trimitem prăjiturile la cuptor! Deci, când sunt gata? Tadam! Uitați ce drăguț mi-a ieșit! Ale mele sunt făcute cu dragoste! La mine e oricum mai bine! Vai! Dacă aș vedea asta noaptea, nu aș mai putea dormi! E timpul să construiesc o casă pentru omulețul meu de fursec! Am făcut toate detaliile ca să pot construi acum! Și pentru că am măsurat totul bine, îmi iese tot perfect! Când mă uit la căsuță, simt spiritul sărbătorilor! Și eu îl simt când văd fursecurile decorate! Sunt așa de drăguțe! Oh, chiar! Bomboanele le pot folosi pe post de ochi! Am mâncat aproape deja toată punga! Wow, șef Betty s-a întrecut pe sine! Ai dreptate! S-a dovedit un adevărat paradis de sărbătoare! Wow, e o căsuță de turtă dulce! Și o grămadă întreagă de fursecuri! Din cele la care am visat! Și ce e monstrul ăsta? Sper să fie delicios! Uș, ce uscat e! Nu e bun! Dar îmi plac foarte mult prăjiturile din mijloc! Sunt cu adevărat delicioase! Ei bine, acum e timpul să degustăm căsuța de turtă dulce! Cred că voi începe cu ușa! Wow! Nu-i rezist? E atât de delicios încât îmi vine să mănânc toată casa! Și desigur, toți locuitorii acesteia! Oh, da! S-a
zis cu tine, acoperișule? Îmi pare rău, dar casa s-a transformat în ruine. Dar chiar e delicioasă! Sunt și bombonele aici! Betty, câștigi de data asta! Cu siguranță! A fost clar din primele secunde! Să începem cu vafe! Sper să vă descurcați! Ușor! În timpul vieții mele am pregătit atât de multe vafe diferite încât rețeta lor mi-a rămas pentru totdeauna în cap. Trebuie să începem cu ouăle! Ce mai e și asta? Cu ouăle trebuie să ai grijă! Privește și învață! Cui îi pasă? Important e să faci totul cu dragoste! Și dragostea multă! Pentru nepoata mea Paige voi coace cele mai bune vafe! Vor fi plictisitoare și banale! Dar vafa mea va fi strălucitoare și foarte frumoasă! Ca să vezi! Eu sunt atentă la gust, nu la aspect! Și nepoata mea la fel! Apropo, vafele mele sunt gata! Gata? Se pare că am probleme! Încă nu am început! Și cine are nevoie de făină și lapte? De ce să nu fac vafe din Skittles și M&M's? Opa, se pare că bomboanele nu sunt pentru asta! Se pare că trebuie să gătesc vafe obișnuite! Bunico, îmi spui cum să fac? Mi se pare că am văzut la bunica că face așa! Și așa! Trebuie să scap de eșecul ăsta! Apropo, au lăsat ciocolată în fierul de vafe! Poate că vafele mele vor fi de ciocolată acum! Oh, bine că nu am mâncat toate bomboanele! Cu ajutorul lor voi decora! Tadam! Și eu sunt gata! Îmi decorez vafele cu frișcă și bomboane colorate! Bunico, invidiază-mă în tăcere! Și de ce ar trebui să te invidiez? Îmi voi turna miere pe vafe pentru că știu că asta iubește Paige cel mai mult! Oh, da! Ce bine arată! Și miroase! Albine? Nu aveți ce căuta aici? Ei, nepoată, ești gata să alegi câștigătorul? Mai exact să recunoști că vafele mele sunt cele mai delicioase! Cu siguranță! Voi începe cu vafele făcute de Ben! Îmi place foarte mult ciocolata și Skittles! Delicios! Trecem mai departe! Acum e timpul pentru vafele de la Chef Tina! Au ieșit incredibil de delicioase! E timpul să încerc vafele bunicii! Își amintește că cel mai mult îmi plac vafele cu miere? Oh, da! Același gust! Astea sunt cele mai delicioase vafe pe care le-am gustat vreodată! Bunico, mi-ai depășit toate așteptările! V-am spus eu! Știam că voi învinge! Data asta vreau pui ca la KFC! Pui? Nu vă puteți imagina ceva mai ușor! Adevărat, nu prea am înțeles ce este KFC! Dar nu contează! Va fi suficient doar să ung puiul cu ulei și apoi să-l coc! Oh, da! Te poți chiar și juca cu el? Uitați cum dansează! Ești ciudat! Pentru puiul de la KFC trebuie să pregătim un amestec de pane. Pentru a face acest lucru am nevoie de un ou, pesmet și diferite condimente. Toate acestea, desigur, trebuie amestecate bine. Acum luăm o bucată de pui, de exemplu o pulpă, înmuiem un ou și apoi în pesmet. Apoi prăjim puiul într-o tigaie. E prea ușor! Puiul adevărat se servește cu garnitură și trebuie să-l gătim la cuptor, nu într-o tigaie. Cât timp aștept, pot croșeta.
gata! Ta-dam! Am făcut un pulover! Puiul, de altfel, e gata! E timpul să mă duc la el! Doar simțiți această aromă! Miroase uimitor! Puiul de la KFC poate fi gătit pe foc! Pentru a face acest lucru, voi turna ceva special pe el și îl voi aprinde! Ah! Incendiu! Trebuie să stingem focul urgent! Ce ai făcut? Nu a fost un incendiu, ci un mod de a găti puiul! Nu știam! Hei, Ben, de ce te prostești? Tina și cu mine am terminat deja! Deja? Trebuie să fac ceva urgent! Desigur, nu voi găti! Va trebui să comand pui adevărat de la KFC! Paige îl iubește cu siguranță! Alege câștigătorul! Ce apetisant arată totul! Cu excepția mâncării Tinei! Ce mai e și asta? Nu, nu pare deloc apetisant! Nu voi mânca! Dar desigur voi încerca puiul de la bunica! Gustos! Dar nu seamănă cu KFC! Să vedem ce a pregătit Ben! E chiar pui de la KFC! Cum ai reușit să-l faci atât de delicios? Și atât de asemănător! Ben, cu siguranță ai câștigat această rundă! Eu? Ura! V-am spus eu că Paige l-adoră! În ultima rundă vreau spaghete! Zis și făcut! Deseori gătesc spaghete în restaurantul meu! Pentru a face asta, gătesc singură spaghetele! Mai întâi trebuie să cernem făina! E bine că am tot ce-mi trebuie pentru asta! Acum trebuie să adăugăm puțină apă în făină și să amestecăm totul până la un amestec omogen! Gata! E timpul să facem spaghete! Pentru asta rulăm aluatul bine și îl frământăm! Încă puțină făină! Perfect! Ce bine arată! Se vede că e mâna unui profesionist! Și de ce face asta? Spaghetele obișnuite sunt de asemenea foarte gustoase! Trebuie doar să fie rupte în jumătate și aruncate în tigaie pentru a se găti! Uite așa! Așteptăm câteva minute și vor fi gata! Mă întreb dacă există vreo modalitate ușoară de a găti spaghete! Wow! Ăsta e un truc cu adevărat grozav! Oh, yeah. Și chiar am o seringă potrivită! Mai întâi trebuie să iau puțin ounia și apoi trebuie pus în tigaie! Bunico, îți place ideea asta? Interesant! Dar totuși nu e nimic mai gustos decât tăieței obișnuiți cu ketchup! Asta e o opțiune universală pentru toate timpurile! Și bineînțeles, nu trebuie să uităm de unt! Cu el tăieței vor deveni și mai gustoși! Așa, așa, e o prostie totală! Tocmai mi-am terminat spaghetele de casă! E timpul să le gătesc! Desigur, spaghetele simple nu sunt deloc bune. Trebuie să adăugăm niște piept de pui. Îl voi prăji separat și apoi îl voi turna pe spaghete. Acum mâncarea mea este gata. Pare o porție scumpă de la restaurant. Se mănâncă cu bețișoare, așa e cel mai corect. Dar rețeta mea nu a ieșit deloc. Truc stupid. Nu merge! Paige, gustă! E timpul să gust! Arată foarte apetisant! Cu excepția porției făcute de Ben! Arată ca o omletă grețoasă! Nu, nu vreau să mănânc asta! Să vedem ce a pregătit bunica! Gustos! Dar prea simplu! Tina, acum o să gust porția ta! Numai că nu știu să mănânc cu bețișoarele! Dar dacă așa se face la restaurant, atunci trebuie să învăț! Delicios! Astea sunt cele mai bune spaghete mâncate vreodată! Da,
Asta e porția câștigătoare! În sfârșit, talentul meu e recunoscut! Întotdeauna am știut că sunt cel mai bun bucătar! Abonează-te la Multidu ca să nu ratezi următoarele provocări distractive și delicioase! Eroii noștri sunt întotdeauna gata să te înveselească! Pe curând!